Domnule ministru, tocmai s-a încheiat prima sesiune de finanțare pe anul acesta pentru proiectele destinate diasporii pe anul 2015. Aveți o primă evaluare a acestei sesiuni? Sunteți mulțumit de rezultate? Am luat decizia ca să organizăm și o a doua sesiune de finanțare, întrucât pe de o parte, așa cum am spus mai de mult, în fiecare an s-a constatat că sumele pe care noi le alocam trebuiau suplimentate sau nu erau folosite în integralitatea lor. Anul acesta 140 de proiecte au fost acceptate, sau cel puțin acestea sunt datele pe care le am eu de la colegii de la departament care s-au ocupat nemijlocit de această parte a activității noastre. Și am găsit de cuvință să mai organizez o a doua sesiune, întrucât interesul nostru este ca un număr cât mai mare de asociații să poată beneficia de ajutorul pe care statul român îl dă mediului asociativ în scopul păstrării identității românești. Vreau să vă spun că au fost în jur de 700 de aplicații. O parte s-au descalificat pentru că nu întruneau condițiile de eligibilitate încă de la început, în sensul că probabil că n-au citit cu mai mare atenție ghidul de finanțare. Și am spus 140 de proiecte au primit acceptul nostru, dar ne dorim ca să fie mai multe, pentru că interesul nostru este ca un număr cât mai mare de asociații să beneficieze de ajutorul statului român. Vorbeați de condițiile de eligibilitate. În principale criterii, care sunt? Ele țin de ghidul de finanțare pe care noi l-am făcut public, pe care în fiecare an noi ne dorim să-l simplificăm. Dar nu vă spun faptul și vă spun un lucru, cred, în premieră. Noi acordăm finanțare în funcție de legea 321 pe 2006, cred. Spre deosebire de alte entități ale statului român, de alte instituții, de exemplu Institutul Cultural Român, care are o manieră mai flexibilă și mai ușoară de acordare a acestor finanțări. Ne dorim ca și noi să ușurăm maniera în care asociațiile pot formula proiecte, pot să apeleze la noi. De aceea am cerut colegilor din departament și colegilor mei să înceapă, și cred că avem 3 săptămâni de când ei se gândesc la o variantă, fie de a modifica 321, fie eventual de a propune o altă variantă, o altă procedură de finanțare, în așa fel încât asociațiile să întâmpine tot mai puține greutăți, pentru că nu vă ascund faptul că atât în discuțiile pe care le am cu asociații din țară, dar și cu asociații din afara hotarelor țării, majoritatea invocă și cred eu pe bună dreptate procedurile de finanțare, dar vreau să le spun și prin intermediul dumneavoastră că încerc să modific aceste proceduri, să le fac mai simple, dar la momentul acesta suntem obligați de legislația statului român să ținem seama de procedurile existente. Faptul că există proceduri mai greoaie și accesul este mai îngreunat la aceste fonduri, au cumva ca ele să nu se termine? Mai există bani? Sigur, pe asta e și motivul pentru care am decis să organizez o a doua sesiune. Pentru că, pe de o parte, interesul pe care noi îl arătăm mediului asociativ, cred că este unul care nu poate fi pus la îndoială. Interesul pe care statul român îl acordă mediului asociativ este pentru mine un argument că vom avea fondurile necesare. Evident, știți că bugetul nostru este unul destul de mic, de 9.700.000, care trebuie să acopere, dacă vreți, un număr de ordinul milioanelor de români care sunt în afara granițelor țării, dar îmi doresc ca și acești bani, care nu sunt foarte mulți, fiecare ministru își dorește să aibă un buget cât mai mare, îmi doresc ca și acești bani să fie cheltuiți, sau de fapt cheltuiți, folosiți, pentru că nu e vorba de o cheltuială pe care statul o face, ci este vorba de felul în care un stat își înțelege să păstreze legăturile cu cei care
vremelnic sau definitiv, nu mai sunt pe teritoriul național. Și pentru a doua sesiune ați stabilit deja un calendar sau este în curs de... Păi, în primul rând, noi ne aflăm în plină procedură de depunerea contestațiilor, pentru că, ținând seama de ghid și de procedurile noastre, cei care solicită și cei care au primit refuzul colegilor mei care din comisie, a celor care s-au ocupat de evaluarea dosarelor, au dreptul la petiție, au dreptul la contestație. Ne aflăm în perioada în care ei pot depune contestații până pe 17 aprilie, după care, după soluționare, vom ști exact, pentru că e posibil ca la contestație să fie o serie de asociații care să primească mai mulți bani. Atunci vom avea cifrele exacte pe care vom lucra. V-am întrebat de calendar pentru că încercam să dau seama dacă există timp pentru a face modificarea legislativă despre care vorbeați astfel încât... Ea nu cred că va afecta a doua sesiune de finanțare. Îmi doresc foarte mult, bine, ține și gândiți-vă că o modificare, ținând seama de parcursul procedural care ține de activitatea parlamentară. Deci nu prin ordonanță, nu se poate. Nu, cred că o susținere a celor care sunt în comisiile de specialitate pentru o ușurare a modalității de finanțare, cred că mi-ar fi și mie utilă și ar fi util, ar da și un plus de credibilitate demersului. Eu am mare încredere și respect foarte mult instituția Parlamentului, sunt parlamentar și mi-aș dori ca în România să existe cât mai puține ordonanțe de urgență și cât mai multe legi. Legea pentru mine are forța maximă într-un stat. Există vreun mijloc de evaluare a eficacității acestui program pe care îl susțineți, ca să ne putem da seama dacă acești bani sunt folosiți cu adevărat în sensul în care sunt gândiți sau sunt banii consumați? Majoritatea discuțiilor legate de finanțare au doi actori. Pe de o parte sunt cei care au beneficiat și care s-au calificat în ceea ce privește finanțarea proiectelor lor. Aceștia sunt foarte mulțumiți de felul în care s-au alocat resursele, de felul în care s-a desfășurat evaluarea, de criterii, de ghidul de finanțare și, în general, sunt foarte mulțumiți de departamentul nostru. Și există o a doua categorie, a celor care nu au primit finanțarea, a celor pe care colegii mei din comisie i-au respins din punct de vedere al proiectelor, care invocă lucruri de procedură, care invocă lucruri de oportunitate, care invocă lucruri legate de evaluare. De regulă, genul acesta de finanțări își ating scopul în sine, dar depind foarte mult și de buna credință a celor care le solicită. Înainte să veniți dumneavoastră aici, am primit vizita unui reprezentant al unei asociații din Ucraina, care îmi spunea că o parte din asociațiile care au primit nu sunt reprezentative, în timp ce asociația domniei sale, de fapt, a avut două proiecte, unul care a fost finanțat și unul nu, spunând că, de fapt, dânsul reprezintă adevăratul filon și adevărata comunitate. Exact. Sunt lucruri pe care noi le evaluăm fie în dialog cu reprezentanțele noastre diplomatice de acolo și consulare, pentru că, până la urmă, ei sunt cei care, în mod nemijlocit, pe un interval de timp mai lung, iau legătura cu asociația, sigur că da. Deci noi depindem de aceste lucruri, fie de experiența pe care colegii mei au avut-o în derularea proiectelor de-a lungul vremii. Pentru că sunt, de exemplu, situații când o asociație primește o sumă de bani, dar pe parcurs fie se sistează finanțarea, fie se anulează, pentru că, așa cum v-am spus, există nevoia de a justifica aceste sume de bani. Și aici sunt alte discuții. Sunt țări, de exemplu, unde nu toate lucrurile se petrec cu mare respect pentru fiscalitate, de exemplu. În care în multe locuri se poate construi, iar documentele nu sunt cele mai, să zicem, cele mai acceptate. Sunt foarte multe lucruri care țin de rigoare. Eu am impus și am rugat pe colegii din departament și chiar sesiunea de finanțare a început cu o rugăminte de-a mea foarte, să zicem, aspru exprimată, că sunt foarte interesat de rigoare și de legalitate. În ceea ce privește oportunitatea, că aici apar cele mai multe discuții,
ce este oportun și ce nu este oportun sunt lucruri care țin, v-am spus, de istoric, țin de axele pe care noi le finanțăm. Anul acesta, de exemplu, avem finanțări, așa cum am anunțat în strategie, pe cultură, pe educație, pe mass media, da? Pe spiritualitate și tradiție și nu în ultimul rând pe societate civilă. Deci atunci când proiectele se încadrează apăsat pe o anumită zonă, ele vor beneficia de mai mare atenție. Avem și, de exemplu, variante, și aici este o alegere greu de făcut, în care, pe de o parte, ni se solicită finanțare de către asociații care au tradiții, asociații vechi, pe de altă parte, ni se solicită finanțare de către asociații nou apărute. Și atunci trebuie să luăm decizia. Fie să încurajăm, fie să încurajăm apariția de noi asociații în locuri geografice, să zicem, în arii în care am constatat că nu suntem foarte prezenți, dar atunci stârnim supărarea de multe ori a celor care au făcut de multă vreme anumite activități și pe care nu îi mai putem finanța cu aceeași sumă, pentru că, așa cum v-am spus, cererile de regulă sunt nelimitate aproape, în timp ce resursele sunt puternic limitate. Iar noi trebuie să verificăm și legalitatea, cât de cât, în măsura în care ne-ar trebui un aparat mult mai mare de mers pe teren, de verificat a felului în care s-au implementat proiectele, dar în același timp să ne pronunțăm și pe zone de oportunitate. Lucru care face ca nu întotdeauna să dăm vești bune și să nu fim foarte simpatici întotdeauna. Deci în situațiile în care două asociații respectă criteriile legale de elegibilitate, dar nu mai sunt bani, decizia aparține până la urmă ministerului și este o decizie... Este o decizie pe care și eu o numesc subiectivă, dar care încercăm să o luăm ținând seama de felul în care, la un moment sau altul, viziunile coincid. Fie la nivelul departamentului, al reprezentanților noastre diplomatice, al relației dintre asociații. Pentru că vă dau un exemplu. Putem avea trei asociații pe un spațiu, să zicem, în sudul Italiei și toate trei asociații bune, dar care propun lucruri aproximativ asemănătoare. Festivalul Iei, Festivalul Portului Popular, lucruri care sunt spectaculoase și superbe în sine. Dar dat fiind faptul că avem nevoia de a promova și în alte zone genul acesta de acțiuni, din cele trei, vom alege una și preferând să finanțăm una în altă parte, în nord, de exemplu, sau în est, sau în vest, sau mai știu unde. Vă dați seama că nu dăm vești foarte bune tuturor. Motiv pentru care și nemulțumirea este de multe ori exprimată și vă spun că nu ne face plăcere, dar de multe ori trebuie să-ți asumi și lucruri pe care poate în mod nemeritat le primești ca reproș, dar lucrurile țin de... pe de o parte de rigoare, pe de altă parte de limita resurselor. Vă rog. Uitându-mă pe lista aceea de asociații, am constatat că sunt puține asociații din două, dacă nu mă înșel, din Marea Britanie, două din Franța, care au beneficiat de aceste fonduri. Și nu pot să nu leg asta de faptul că e vorba de două comunități care nu au o imagine foarte bună la nivelul respectiv, la nivelul opiniei publice din țările respective. Ce se întâmplă? Cum vă explicați acest... Asociațiile, de regulă, reprezintă comunități. Faptul că o comunitate, de exemplu, a fost atacată de un partid politic, sau mai știu de cine, iar asociația a avut o reacție pentru a apăra comunitatea, nu înseamnă neapărat că asociația a făcut ceva rău. Poate are o imagine proastă în fața celor care au atacat comunitatea, dar în ochii mei, de exemplu, sau a comunității, asociația respectivă este absolut respectabilă. N-aș vrea să mă pronunț pe țările pe care dumneavoastră le-ați adus în discuție, pentru că de regulă la fața locului vezi lucrurile altfel și mai clar decât din afară. Dar pot să vă spun că o situație asemănătoare am întâlnit în Canada, unde în discuții cu asociații extrem de serioase și cu mare tradiție, dacă vă spun doar de Asociația Inginerilor Români, care este una dintre cele mai respectate, vreau să vă spun că cercetătorii noștri și IT-știi noștri din Canada sunt printre primii, vreau să vă spun că mediul guvernamental și parlamentar din Canada este plin de români care lucrează pentru guvernul și pentru parlamentul unei țări cum este Canada, lucru care nu e puțin lucru. Da? Acolo, de exemplu, discuțiile nu au fost neapărat pe finanțare, pentru că au spus, dom'le, noi suntem în țări cu un anumit nivel de venit,
asociațiile au învățat foarte mult cum să atragă resurse. Deci faptul că nu aplică sau că nu primesc neapărat de la noi nu înseamnă neapărat că e un semn de slăbiciune, ci este, poate fi un semn de maturitate și de înțelegerea mecanismelor de fundraising din zonele respective. Deci nu aș lega, cu îngăduința dumneavoastră, nu aș lega neapărat lipsa de solicitări pe lipsa de performanță. Dimpotrivă, mi-aș dori de să avem peste tot asociații de calibru și de forța celor pe care le avem în țările pe care le-ați menționat. Această finanțare pe care acordea departamentul acoperă în proporție de 100% programul respectiv sau nu, cum se procedează? Nu, pentru că v-am spus, avem în primul rând avem un buget aprobat. În funcție de acest buget, noi avem două tipuri de acțiuni. Acțiuni proprii și acțiuni de sprijinire a asociațiilor, a mediului asociativ. Evident că din moment ce din 700 de proiecte, 680 ceva, să zicem că un număr s-au descalificat pentru că nu citiseră bine ghidul sau nu au aplicat, dar un număr au fost respinse, deși ele pe fond erau bune și așa mai departe. E clar că nu putem să satisfacem toată solicitarea. Dar același lucru este valabil și pentru asociațiile din România. Nu toate ONG-urile și toate asociațiile din România care aplică pentru fonduri, fie ele din țară, fie din Europa sau din alte părți, nu toate primesc finanțare, chiar dacă proiectele sunt foarte bune. Deci ceea ce facem noi nu diferă foarte mult de ce se întâmplă în acest gen de activitate umană, și anume de solicitare de finanțare nerambursabile. Eu mi-aș dori să am bugete foarte mari. Dar să știți că și cei de la sănătate și-ar dori să aibă bugete foarte mari. Eu sunt dascăl și sunt sigur că și profesori și-au dori să aibă. Dar ceea ce facem ține de posibilitățile pe care statul român le are la acest moment. Și tehnic cum se întâmplă? Ei vă solicită, își dau seama ce buget au și solicită o parte din el, vă solicită dumneavoastră? Sau dumneavoastră decideți cam cât să le dați în funcție de proiectul pe care... Nu, ei solicită. Și aici sunt multe situații când primesc integral, când pe evaluarea proiectului, vă spun, făcută de oameni care fac lucrul acesta de mai mult timp, cărora eu le-am dat libertatea de a-și folosi onestitatea și creativitatea și asupra cărora eu personal nu am făcut niciun fel de discuții și de sugestie vis-a-vis de felul în care să poziționeze față de un proiect. Lucru care poate fi verificat. Da? Dar sunt și situații când, văzând, de exemplu, că un anumit proiect are și o componentă media și una educațională și una de culturală, pot să spună, domnule, dar în discuții cu ei, sau mai știu eu cum, pot să spună, domnule, poate componenta de media sau de diseminare a informației sau a experienței dobândită în proiect, poate o putem scoate din proiectul ăsta, întrucât pe un spațiu geografic lângă dumneavoastră, în același localitate, este un proiect care are în vedere tocmai diseminarea știrilor legate de activitatea comunității românești. Motiv pentru care puteți renunța la componenta aceasta, pentru că poate fi acoperită de asta. Și noi încurajăm și formarea de federalizarea asociațiilor, în care ele se intre în contact unele cu altele și așa mai departe. Eu mă gândesc împreună cu colegii mei serios să încurajăm asociații din țări cu experiență în ceea ce privește mediul asociativ, mă refer la vestul Europei sau Canada sau Statele Unite, să aibă relații cu asociații din Valea Timocului, din Voivodina, din Moldova, din sudul Ucrainei sau din Cernăuz sau în așa fel încât să creeze relații de parteneriat și eventual să aplice la noi sau în altă parte, pentru că nu doar departamentul nostru are posibilitatea să ajute românii de peste hotare. Avem și Institutul Cultural Român și Institutul Hurmuzache. Eu conduc o structură care este Consiliul Consultativ Interministerial, în care toate ministerele care au o cât de mică atribuție legată de românii de peste hotare vin, discută, schimbăm între noi elementele pe care le avem, încercăm să nu ne suprapunem pe anumite acțiuni, încercăm să ne eficientizăm activitatea în așa fel încât rezultanta să fie una foarte bună cu costuri pe care statul să-și le permită. Congresul Român de Pretutindeni a suscitat foarte mult interes, mai ales în anii trecuți. Ba se face, ba nu se face. În ce stadiu se află pregătirile? Noi suntem o verigă din acest, mă refer la departamentul meu. Suntem o verigă din acest proces, este un proces pornit care se rostogolește. La momentul acesta ne aflăm
În faza în care trebuie să primim un răspuns, noi, biroul permanent al Camerei Deputaților, al Parlamentului, în care trebuie să primească un răspuns de la comisiile de specialitate, pentru că eu am solicitat printr-o scrisoare către președintele Camerei, către domnul Valeriu Zgonea, să mobilizeze și comisiile de resort, pentru că ei sunt în aceste comisii sunt parlamentari de diasporă și așa mai departe, vis-a-vis de normele de reprezentare. Care sunt criteriile după care comunitățile, după care, virgulă, comunitățile, vor fi reprezentate la acest congres? Pentru că sunt discuții. Unii spun, dom'le, noi suntem reprezentativi, nu ceilalți. Noi vrem să venim pentru că avem o comunitate de 300.000 de români. Alții spun, dom'le, noi avem o comunitate de 100 de români, dar și noi vrem să venim la congres pentru că vrem să o dezvoltăm. Și vocea celor 100 de români trebuie auzită la congres. Și atunci am spus că cel mai bine cunosc situația cei care îi reprezintă în Parlamentul României. Urmează să vină un răspuns pe norme, după care intrăm într-un calendar. Și eu cred că în noiembrie, la sfârșitul octombrie, noiembrie, se poate face acest congres, mai ales că este un congres care este prevăzut de lege. Deci nu este un moft. Da? Pe de altă parte, și dumneavoastră probabil că știți, sunt și voci care spun, dom'le, nu ne trebuie un congres din diaspora. Noi vrem să facem un congres al diasporei, dar în diaspora, nu în România. N-ar fi foarte util, pentru că există tendința, mai știu, a unor interpretări, dacă se face sub egida Parlamentului. Deși, după părerea mea, Parlamentul este instituția care reprezintă toate viziunile asupra unei probleme. Că e și viziuni de stânga, de dreapta, și de centru-stânga, de centru-dreapta, a minorităților și așa mai departe. Da? Deci sunt oameni care și-au făcut un proiect personal din a organiza un congres, de exemplu, într-o anumită țară. Și atunci aceștia nu au un interes foarte mare să aibă pe această zonă o competiție. Dar noi, așa cum am spus, ne ținem de o agendă, încercăm să o ducem la capăt, pentru că e un lucru pe care românii din afara hotarelor și-l doresc. Mi l-au spus și mie, au spus și predecesorilor mei și încercăm să îl facem. Acest congres va da ca rezultat un consiliu și acest consiliu va fi interfața dintre ei și... Există vreun termen limită stabilit pentru acest congres? Există un termen limită, pentru că... Dar ne dorim ca anul acesta să se realizeze. Pentru că acest congres, pe lângă aspectul festiv sau simbolic, devine și un instrument de lucru foarte bun. Teoretic, acest congres trebuie ca și parlamentarii de diaspora, de exemplu, să fie cei care adună toate problemele, pentru că să știți că la acest congres se vor discuta doar probleme de identitate culturală sau națională, lucru cu care mă ocup și eu. Aici se vor aduna probabil și lucruri care țin de dimensiunea consulară a activității, de dimensiunea legată de muncă, de raporturi de muncă între români și statele unde aceștia muncesc. Practic tot ce ține de problemele românilor din diaspora. Probleme care țin de mobilitate, de vize, de aspecte pe care, lăsând la o parte că eu nu am resursa umană să le acopăr, dar țin de o mare expertiză pe care statul român prin Ministerul de Afacerilor Externe o are și o pune la dispoziție și ține și de a identifica în termen real și de a răspunde cu viteză la stimulii, la solicitările celor din afara hotarelor. În ultima perioadă ați avut mai multe discuții cu diplomați acreditați la București ai statelor care sunt cunoscute ca având comunități însemnate românești pe teritoriul lor. Care a fost scopul discuțiilor? La ce rezultate ați ajuns? În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați observat acest lucru, pentru că eu cred că ele au fost utile. Și au fost utile datorită faptului că se bazau pe felul în care trebuie să abordezi o temă. Tema, să zicem, a congresului sau a votului prin corespondență nu este o temă românească. Este o temă care a apărut în state de-a lungul vremii în anumite perioade. De cele mai multe ori teme care au fost reacții la situații care au avut loc. Același lucru se întâmplă acum și aici. După 16 noiembrie, tema votului cetățenilor aflați în afara hotarelor țării a devenit o temă care a stârnit interes. Interesul acesta, evident, trăind aici, s-a politizat urgent. După părerea mea, politizarea este cel mai mare rău pe care îl putem face unei lucru care se ține de Constituție. Dar asta este o altă discuție. Și atunci am spus, domnule, chiar dacă departamentul meu nu are
nu are răspunderi directe vis-a-vis de această temă, faptul că români cu care mă întâlnesc discută despre asta, mă obligă pe mine să am puncte de vedere și să mă documentez pe o temă. Cu atât mai mult cu cât eu reprezint și Guvernul României, evident ca observator, fără drept de vot, și logic să fie așa, că e vorba de principiul separării puterilor în stat, sau separației puterilor în stat, și am obligația să fiu la curent. Și atunci am spus, doamne, sunt țări care au trecut prin perioade asemănătoare cu a noastră. Și am identificat țări care au fost și am identificat. Evident, discutăm cu colegii mei aici, am spus, doamne, sunt experiențe pe care noi le-am putea utiliza, măcar pentru a ne informa. Și atunci m-am întâlnit cu ambasadori care mi-au relatat din experiența țărilor lor vis-a-vis de această problemă. În general am vorbit cu oameni care au o diasporă importantă, care au avut situații legate de diasporă, de la care eu am aflat multe lucruri interesante. Să știți că aceeași atenție am acordat-o și anumitor ONG-uri, care fie și-au exprimat și le mulțumesc dorința de a mă vedea și de a discuta cu mine, fie le-am invitat eu la discuții pe această temă, pentru că scopul nostru este să obținem o formulă care, cu siguranță vă spun de acum că nu va satisface pe toată lumea. Deja sunt păreri divergente și ireconciliabile vis-a-vis de multe din aspecte legate. Dar cu bună credință, și aș vrea să salut și voința politică a partidelor parlamentare de a rezolva această problemă, cu bună credință, într-o manieră așezată, profesionistă și apelând la specialiști, la experiența altora, cred că putem găsi o variantă care să închidă un capitol într-o manieră corectă și acceptată. Bănuiesc că ați discutat și cu reprezentanții românilor din diaspora despre acest subiect. Categoric. Au propus anumite sisteme? Sunt variante. De exemplu, sunt state unde, prin legislație, nu poți organiza secții de vot decât la sediul misiunilor diplomatice sau consulare. Sau eventual la, știu eu, consulate itinerante, onorifice și așa mai departe. State care sunt foarte mari din punct de vedere geografic. Și în care sunt comunități de români. Și în care sunt comunități de români și pentru care votul prin corespondență ar fi cea mai bună variantă. În alte state, de exemplu, am întâlnit dorința românilor de a vota la secție de vot, întrucât ei consideră că așa e cel mai bine. În alte state am întâlnit variante de tipul, domne, indiferent cum, dar să mi se garanteze dreptul de vot. Ce pot să vă spun că, adică pot să vă spun ca un lucru comun, un lucru pe care și eu îl împărtășesc, foarte mulți oameni cu care am vorbit, și nu am pretenția că am consultat întreaga diasporă, nici n-aveam cum, dar foarte mulți oameni cu care am vorbit au spus, domne, ideea de a ne înregistra, de a ne preînregistra ca intenție, că vrem să participăm la vot, nu e rea, pentru că ajută autoritățile să se organizeze. Discuțiile care au fost la alegerile prezidențiale din 16 noiembrie au fost discuții care, cum să vă spun eu, aveau la bază faptul că mulți oameni au dorit să-și exercite dreptul de vot și datorită aglomerației n-au putut să o facă. Scopul nostru este să garantăm cetățenilor dreptul de vot. Ideea aceasta cu preregistrarea vine presupun pe modelul francez, dar aceasta trebuie făcută cu mult timp înainte. Dacă nu încep procedurile, se va întâmpla ca și la alegeri viitoare să fie aceleași probleme. Eu cred că în ceea ce privește votul pentru parlamentare și prezidențiale, există timpul fizic necesar să se reglementeze într-o manieră riguroasă acest lucru. N-aș spune că suntem ieșiți din termen aici. Dar cred că interesul este să facem un lucru bun, pentru că a modifica în permanență legislația electorală, cred că este un lucru greșit. Trebuie să facem un lucru odată pentru cât mai mult timp, ca oamenii să știe, să-și educe copiii, să se educe ei înșiși în acest scop. Pentru că dreptul la vot este unul fundamental și trebuie garantat tuturor cetățenilor, indiferent că sunt în interiorul granițelor sau în afara hotarilor ei.